am zis, în mod normal, trebuie să le desfaceți în fața omului. Cum se desface? Aveți două cleme, stânga și dreapta, și... Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă zic ceva foarte important și sigur o să vă ajute. Așa că puneți pauză la acest vlog acum. Dați un mare like aici, abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja și haideți să dăm drumul la vlog. Astăzi, fraților, am un colet care vreau să vi-l arăt și vouă. E un colet foarte des întâlnit la curierat, mai ales la GLS și cred că și la DPD. Și este un colet foarte ciudat, mai ales pentru cei care sunt la început noi, chiar nu știi cum să procedezi. Îl vezi și poate îl vei lăsa așa. Dar acest colet nu se lasă normal, cum se lasă și celelalte. De asta vreau să fac acest vlog pentru voi. Dacă întâlniți acest colet, să știți perfect ce să faceți cu el. Așa că lăsăm vorba, vreau să vă arăt acest pachet și cum se procedează cu el. Așa că, fraților, stați aproape! Fraților, acesta este coletul. La prima vedere pare un colet normal, numai că este într-o ladă de plastic. Dar vreau să vă zic, când veți avea mereu o ladă de plastic, va trebui să schimbați ceva. O mașină de cafea, un aparat, un aspirator, ceva de genul. Și mereu această ladă o veți desface. În mod normal, această ladă nu o pot desface decât în fața omului. Dar această ladă a avut niște sigili acum și eu le-am scos pentru voi. Vedeți aceste de culoare roșie. Le-am avut aici în față, la aceste cleme. Și eu le-am scos pentru a vă arăta vouă, să vedeți cum se procedează. Dar v-am zis, în mod normal, trebuie să le desfaceți în fața omului. Și vreau să vă arăt cum se desface. Aveți două cleme, stânga și dreapta. Și se desface capacul. Eu acum 2 săptămâni am avut această ladă. Dar era goală. Am fost cu lada la om, i-am schimbat o mașină de cafea și acum i-a venit înapoi reparată sau nouă. Aici am niște hârtii, astea îi le dați omului tot cu mașina de cafea, cu prețul cât trebuie să plătească sau cu ce e aici. Și aici, în acest pachet, veți găsi și această etichetă. Vedeți? Foarte important, țineți cont. Această etichetă vă trebuie pentru a o lipi pe pachet înapoi, că omului nu-i puteți lăsa și lada. Îi lăsați doar mașina de cafea dinăuntru. Să nu uitați, nu lăsați cu tot cu ladă. Și lada are eticheta cu adresa omului, care îi voi duce astăzi eu pachetul. Dar voi, după ce îi lăsați mașina de cafea, veți lua eticheta asta cu cod de bare. Vedeți, asta e simplă și asta este cu coduri de bare aici. Vedeți, da? O veți lua și o veți lipi pe deasupra aici la această etichetă. Pentru că veți lipi noua adresă unde va merge lada înapoi. La proprietar sau de unde vine firma cutare. Și să nu uitați, foarte important, da? Și atunci când aveți o ladă goală, tot veți avea o hârtie de genul. Pentru că prima dată vă va veni vouă cu adresa omului, veți merge la adresa omului, veți lua mașina de cafea, o veți băga în pachet, după veți lua această etichetă care o veți găsi în ladă mereu, o puneți peste cealaltă etichetă, o luați înapoi în mașină și se va trimite acolo cu noua adresă de pe eticheta nouă din ladă, da? Să țineți cont de chestia asta. Și asta am vrut să vă arăt, fraților, să vedeți și voi ce trebuie să faceți cu acest colet, că e foarte important să nu lăsați lada omului sau să aveți de ridicat o mașină de cafea și voi să mergeți cu lada, să o lăsați omului goală și voi să nu faceți nimic, pentru că omul te va întreba și dacă nu ești la început, nu știi nici limba, tu îi lași lada și pleci. S-a mai întâmplat chestii de genul și de asta vreau să vă zic. Am vrut să vă arăt și vouă că știți că doar de la mine veți afla totul. Și m-am gândit că poate vă ajută pe voi, pe viitor, care veți munci în curierat sau care sunteți la început și nu v-a căzut până acum un asemenea colet. Și gata, fraților, am livrat și acest colet. Uitați și lata goală cum arată. Astea sunt protecțiile, să nu se spargă ce e în ea. Da, și cam așa o primiți la început. Când mergeți să luați mașina de cafea, o băgați aici, băgați protecția. După aia închideți capacul. Băgați acolo frumos. Două cleme aici. I-am pus eticheta nouă, cu nouă adresă unde se meargă lada, înapoi. Și cam mai o ducem în depozit. Asta e, fraților. Măcar acum aveți idee cam cum trebuie să procedați. Și ce să vă zic, fraților, cam asta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați pentru mai multe vloguri. Să aprindeți și clopoțelul pentru a primi notificări când postez. Și cam asta e. Așa că, fraților, eu am fost Cristi Panainte Bor și până data viitoare, fraților, multă baftă tuturor. Pa!